Astfel, începând cu ziua de marți, 2 aprilie, a fost declarată închiderea sezonului de încălzire. Este într-adevăr o decizie firească, normală, având în vedere și evoluția temperaturilor din ultimele zile, mai ales weekendul care a trecut, săptămâna trecută, și ne-a determinat și pe noi să luăm decizia la fel de normală de a asista furnizarea. Aveam nevoie de întreruperea cât mai rapidă pentru că vrem să mai executăm câteva lucrări care au fost ținute pe loc de încărcarea rețelor cu agent termic. A fost o iarnă relativ bună, am putut o ține sub control, am beneficiat sigur și de solicitarea pe care făcusem guvernului României de a ne da voie să facem un împrumut pentru achiziția de combustibil, gaze naturale, ceea ce ne-a determinat să avem fluență în aprovizionarea cu combustibil. Nu au fost probleme majore nici în furnizarea de agent termic și spunem noi că a fost o iarnă care a trecut din nou cu bine. Clienții sistemului centralizat de alimentare cu agent termic, spitale, unități școlare, companii sau persoane fizice pot beneficia în continuare de căldură, însă numai pe baza unei cereri către municipalitate. Prioritară rămâne furnizarea agentului termic către spitale și către celelalte instituții beneficiare în funcție de opțiunile acestora.